drumuri de spice care în fiecare an se organizează la Uzdini. Acolo a fost prezent ieri Traian Todoran și iată ce a înregistrat. Zilele Uzdinului, ediția 5-a, au început la 12 iulie curent și s-au încheiat azi noapte. Manifestarea a cuprins mai multe evenimente, ca vernisaje, lansări de carte, expoziții, toate culminând cu ziua de ieri, când a avut loc Festivalul Internațional de Poezie Drumuri de Spice. Peste câteva momente, la umbra marelui poet sau geniul poeziei românești, Mihai Eminescu, va începe ediția de anul acesta a Drumurilor de Spice. Marele premiu pentru poezie Sfântul Gheorghe a fost decernat lui Arcadie Suceveanu, Chișinău, Moldova. Neamul lui Iona. Și atunci a venit un pește mare și ne-a înghițit pe noi, peștii cei mici. Și iată-ne de viacuri stând aici în burta lui și nu avem scăpare. E mare, Doamne, peștele cel mare. O fi din stirpea biblicului chit, ce pe Iona bietul l-a înghițit în pântecele lui de pește mare. Ce generos e peștele cel mare! Nu ne mai lasă în grija nimănui, ne oferă tot confortul burții lui, cum se cuvine unui pește mare. Viziunea lui și ea e de pește mare, viziune gură și viziune hău, el n-are crize sau păreri de rău că în burta lui se descompun popoare. Dumneavoastră sunteți la est, noi suntem la vest. Ce, de fapt, ne leagă? Iată că astăzi aceste două extremități ale limbii române s-au atins. Nistru a dat mâna cu Dunărea, cu Timișul. Și noi, de fapt, am venit și existăm și vom exista în continuare de-a lungul meridianului Doinei lui Mihai Eminescu, de la Nistru până la Tisa. Este un meridian simbolic care îi leagă pe românii de pretutindeni. Suntem români din mai multe arealuri românești, dar care avem aceleași probleme, aceeași istorie, același trecut și poate că același viitor. S-au mai acordat și alte 8 premii, dar spațiul și timpul nu ne permite să le enumerăm, deținătorii fiind vreo 30 de persoane, ilustre ale culturii românești, atât de la noi, cât și din străinătate. Menționăm că pentru prima dată anul acesta s-a decernat premiul pentru poezie contemporană Petru Cârdu, acesta revenindu-i distinsului intelectual Florian Copcea, Drobeta, Turnu Severin. Mă bucură acest lucru și în același timp mă onorează, fiindcă anul trecut Petre Cârdu, la o asemenea sărbătoare a poeziei românești, nu a mai fost. Și am avut șansa cu câteva luni înainte, așa cum am spus și aici la, în fața statuii lui Mihai Eminescu din Uzdin, să ne despărțim într-un lift. În liftul de la complexul Millennium din Vârșeț. Eu am coborât cu un etaj mai jos și parcă am întors ochii și am văzut cum se chid ușile și Petre Cârdu a mai urcat. N-am știut atunci că el urca spre eternitate, n-am știut că într-adevăr a făcut primii pași spre primile pagini ale istoriei literaturii române. La fel au fost decernate mențiuni și diplome de excelență reprezentanților organizațiilor cu prefix românesc, Consiliului Național al Românilor și Comunității Românilor din Serbia și altor sponsori care în aceste vremuri grele au ajutat buna desfășurare a manifestării și chiar că a fost bună.
Cred că ediția jubilară, cea de-a 20-a la rând a Festivalului Internațional de Poezie Drumuri de Spice, a fost o reușită, din punctul nostru de privire al organizatorilor. Din ce cauză a fost reușită? A fost reușită pentru că am reușit să scoatem de sub tipar antologia poeților laureați a Drumurilor de Spice, 20 de poeți în frunte cu regretatul Petru Cârdu, Leonida Lari, Grigore Vieru, Ion Miloș, Adam Pusluici, Vasile Tărățeanu, Slavko Almăjan, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu, Aurel Turcuș, Petre Stoica, Florian Copcea, Nicolae Dabija, Mircea Dinescu, Ana Nicolina Ursulescu și următorii 5, terminând cu laureatul de anul acesta, poetul Arcadie Suceveanu din Republica Moldova. Mare onoare, cinste ne-au făcut poeții din Basarabia, care s-au deplasat la Uzdin pentru a înălța un templu poeziei românești. În fruntea lor s-a aflat marele pelerin român, Vasile Șoimaru, cel care cu treieră tot continentul european și asiatic pentru a da de urme românești. Și au mai fost o câteva realizări deosebite, am reușit să tipărim cartea de poezie a lui Teodor Groza de la Codru, și mai alte publicații. Am reușit să facem o câteva manifestări adiacente, toate fiind incluse în Zilele Uzdinului, ediția 5-a, care au început în data de 12 iulie, prin sfințirea și dezvelirea unei plăci comemorative de marmură în memoria regretatului dascăl de țară, Petru Mezin, de la a cărui trecere neființă s-au scurs două decenii. Am avut și o expoziție de fotografie artistică intitulată Frăția Tăcerii, Uzdin, țara Almăjului. Am inaugurat o cameră a poeților laureați la Drumuri de Spice uzdinene, o cameră care va adăposti în viitor portretele și poeziile, cărțile a celor care vin la Uzdin și sunt deținătorii Marelui Premiu pentru Poezie Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Mărturisesc că nu sunt prima dată la Drumuri de Spice, dar astăzi, cu acest colac împletit din spice de grâu, din făină proaspătă, mă simt ca o româncuță de 20 de ani. Uitați, mi-am împletit și o codiță, pentru că vă întreb pe dumneavoastră, cui nu i-ar plăcea tinerică la 20 de ani să se tăvălească în drumuri de spice, în grâu, sau să mângâie barba domnului Barbu, care m-a invitat, mulțumesc frumos, care m-a invitat de atâtea ori la Drumuri de Spice și care mi-a publicat de atâtea ori sentimentele mele transpuse în poezie. Îndrăznesc să fac o concluzie. Ar trebui de la mic la mare să sprijinim această manifestare și sub doi să vă spun că de la această manifestare de poezie am venit acasă doar cu două cărți. Criză sau nu? Mare criză. Să auzim de bine.